E că cea mai mare îngrijorare a mea în fiecare toamnă, nu îngrijorare, grijă și preocupare este să-mi iau cerealele, cum am luat anul trecut, am reușit să o luăm 3 tone de mălai. Ni l-au dus acasă și în ultima perioadă cu asta am avut de lucru, ocupație, când vine, ce vine, o trebuie să fac cotarca și uitați-vă, vă arăt imediat ce cotarca am făcut, dar mălaiul ăsta ne-a rămas la urmă și am cam uitat de el. După oa vine o zi întreagă, că l-am uitat de seara, descoperit. Și acum cred că e a treia zi în care îl întindem așa pe prelată ca să se usuce. Ăsta nu e cel mai calitativ dacă e mărunțișul ăla ce-a rămas pe urmă măcinătură, dar e tot porumb și îl întindem, uite așa frumos, să se usuce și o să-l dăm la găini. Ne bucurăm că mai avem câteva zile călduțe în octombrie, dar dacă nopțile sunt friguroase, au început să cadă bruma, au început să fie chiar și sub 0 grade în unele nopți. Ziua e călduț, spre 20 și ceva de grade și e numai bine că ni se usucă mălaiul ăsta și mai putem lucra prin gospodărie. Cred că după masă, înainte de a da umbrele, o să-l strângem de aici, îl băgăm într-un butoi, să știm că am gătat cu el. Haideți să vă arăt ce cotarcă mi-am făcut, pentru că... Coștei. Haideți să vă arăt ce coștei mi-am făcut, pentru că anul trecut am folosit un coștei improvizat și vă arăt acum niște cadre cu ce s-a întâmplat cu ultimele coșuri de mălai ce le-am scos de acolo. Du-te mă, pisoi, lasă-mă în pace. Ce străba, mu? Atâta atenție, căutați, toți vreți să fiți youtuber și influenceri. Unii dintre voi vă uitați la videoclipurile noastre să râgeți de noi, alții vă uitați ca să simțiți energia și senzația asta care avem noi trăind la țară. Și sunt sigur că mulți vă uitați la noi și ziceți, bă, dar cât îți e proști ăștia, bă, cum dau de mâncare la soare și la șobolani. Dar să știți că situația a fost în felul următor. S-a făcut toamnă târziu. Și în anii anteriori, adică înainte de 2023, noi cumpăram porumbul direct boabe. Îl băgam în butoaie, îl băgam în saci, îl foloseam în timp foarte scurt. Dar în 2023, în toamnă, ne-am gândit, prețul porumbului cu știulete e destul de ieftin, hai să luăm cu știulete. Pe când l-a dus și ne l-am basculat, ne-am dat seama că unde îl punem. Și am improvizat noi aici anul trecut. A fost și vreme ploioasă și am zis, ce să facem cu el, doar om tălătocie aici până noroi. Hai că îl punem așa, cu tălcută, cu pănuș. Și uite-te ce s-a întâmplat, că și-a făcut cuibul șoarecei, pune el, n-am avut cum trebuie pe aici, că a fost tăcăte o scândură și-a avut loc pe unde intra șoarecii, dar să știți că ne-o ținut destul de mult. Ia că suntem la final de august și cam 3 tone de mălai, o merg destul de bine. Și purcelul mănâncă de aici. 3 tone de mălai, pot gâtu șoarecilor. Nu a fost atâta, Sofia. O mai ciupi și eu, mai trăi și ei. Asta nu-ți pară rău, că nu suntem noi de aceia oameni să ne pară rău că mâncam niște șoareci. Zicea un vecin de aici, de la noi din sat, să te ferească Dumnezeu să n-ai șoareci la casă. Că asta înseamnă că ești atât de sărac că n-ai niște cereale ca să se adune, că ea vin. Șoarecii de câmp și așa mai departe. Mai ales că aici chiar ești în câmp. Depozitul nostru de porumb, așa că au de unde vin. Nu vă faceți probleme că în viitor o să vă arăt eu în toamna asta, îmi fac un depozit de cereale așa cum trebuie. Și o să vedeți în videourile viitoare. La noi în Maramureș coștei, zice, la voi cum îi zice? Cotarcă sau nici nu știu cum să zicem la Cluj, la bunicii mei. Cred că... Eu știu că cotarcă se zice aici. Nu, coștei. Coștei? Uh-huh. Întrebau pe bunica când noi sunau, cum îi zice la cuvânt. La... Unii dintre voi se tă leagă de noi, că vai de mine ce videoclipuri scurte facem, să le facem mai lungi și mai lungi și mai lungi. Dar din ce am observat noi, videoclipurile lungi, ce să zic, ar fi multe de zis, pentru că
pentru faptul că noi facem YouTube, ne interesează să avem și un pic de venit de aici, din canalul de YouTube, ca să nu muncim degeaba. Și felul cum YouTube-ul recomandă videoclipurile este și pe procentul din vizionare din videoclip. Și dacă sunt videoclipurile foarte lungi, cea mai mare parte a oamenilor nu se uită până la final. Și atunci noi avem o procent de vizionare de 30-40% maxim. În cel mai fericit caz, la videoclipurile de 15-20 de minute. Și datorită faptului că oamenii se lasă de video pe la minutul 10 din 23, nu ne ajută, că YouTube-ul zice, ăștia nu fac chestii interesante. Așa că, în curând, o să începem să implementăm o chestie foarte, foarte diferită, și anume, ca să putem să facem față și algoritmului YouTube și și planului pe care l-avem, să vă și mulțumim pe voi, o să facem videoclipuri mai lungi pentru membri. Așa că dacă vă doriți atât de mult să vedeți videoclipuri de 40-50 de minute, o oră cu noi, făcând chestii diverse și povestind între noi, ca să vedeți mai bine atmosfera din gospodăria noastră, va trebui să deveniți membri. Pentru că noi nu putem să facem videoclipuri pentru 100 de oameni sau 200 sau 300 lungi ca să fie vizionate doar de 2000 de oameni, pentru că YouTube-ul le bagă sub preș rapid. Ne înțelegeți? Plus că nu cred că se prea înțelege, așa că mai bine treci peste. Lasă că vreau să explic, să termin de explicat. Plus că un videoclip de 50-60 de minute necesită și mai multă editare. Adică pentru 50 de minute noi trebuie să stăm în scaunul de la calculator 2-3 ore. Voi nu prea vă dați seama de multe ori câtă muncă implică canalul ăsta de YouTube. Și îi vedem pe alții că au o creștere mult mai rapidă a urmăritorilor și așa mai departe, nu ne deranjează. Noi ne facem ce ne place și cum suntem, noi vă arătăm și ne ținem de treabă. No, dar voi ați obosit? Da. Eu da. Dar ce ai făcut dumneata? Ai adus roaba? Da. Și te obosi roaba? Da. Nu i-ai cântat? Trebuia să-i cânti, trebuia să-i... Hai, dați copilași, că să face tot mai cald. Cocenii care nu mai au boabe pe ei, îi băgăm în saci pentru foc. Și frunzele astea, da? Da. Nu lua de acolo nimic încă. Da, bine. Mulțumesc, doamna. De la țară, doamna. Tu ești mai de la țară ca mine sau ce? Nu, doar ce ai pus să le explici la copii și nu le-ai explicat cum trebuie și atunci nu poți să te aștepți. Ți-am zis ce ai de făcut, apucă-te. Nu mai sta și contempla la nemurirea sufletului. Victor, apucă-te! Tot același lucru. Dacă nu ți-am dat separat, înseamnă că am vorbit cu amândoi. Noi suntem orășeni la țară. Și... și se vede și se simte. Se vede că suntem la oraș, pentru că ia uitați cum ne-am pus noi mălaiul aici de anul trecut din toamnă. Și unii dintre voi ne-ați scris în comentarii, nu așa să pune. După ce l-am băgat tot aici, ne-a spus lumea că trebuia luată pănușii de pe coceni și așa mai departe. Ne-am găsit așa cu socoteală dintr-o parte, mai cu umbră, și ne ținem de treabă pentru că e foarte cald. Suntem la finalul lunii august și nu neapărat că ne dorim să vină toamna, dar ne-am cam săturat de căldură. Așa, Sofia? Da. Păi tu, te cheamă Sofia? Da. Du-te, mă! Îmi cheamă Sofia, lângă Maria. Du-te, mă! No, cam asta e treaba. Neapărat, dacă aveți timp, faceți o pauză la video, dați un like, pentru că ne ajutați cu algoritmul. Se vede că aici se lucră cu porumbul, că ți-o-i răsărit o plantă. L-am picat pe jos și l-am lăsat să-mi fac aer proaspăt, știi? Da. Problema, atunci când cumperi porumb cu tocul cocean, ai și avantaje și dezavantaje. Avantajul este că e mai simplu să recoltezi porumbul direct boabe din câmp cu unele combine care fac asta, dar e mai greu de stocat. Pentru că atunci când ai boabe, trebuie să-l ții ori într-o hală închisă, pe o placă de beton, porumbul boabe, și eu consider, noi considerăm că e mai simplu de a ține porumbul în cotarcă, în coștei, știuleți. Pentru că felul ăsta suflă aerul pe el, se usucă mai bine, etc., etc., și se păstrează mai bine de-a lungul anului. Sigur că nu-i cazul nostru care am ținut cum i-am ținut. Dar,
Un alt dezavantaj atunci când îl ții în cutocul cocean e faptul că trebuie să-l desfaci. Și într-o gospodărie asta durează mai mult decât îl recoltează combina direct boabe. Cum îl desfăcam eu înainte era cu acest desfăcător de porumb care îi un chin. Pentru că, nu o să vă arăt acum, pentru că mi-am pus astea aici și aici am orz și grâu butoaiele. Și nu vreau să mai fac mizerie aici pentru că mi-am cumpărat o altă desfăcătoare și stare mândru de desfăcătoarea asta. Ce vreau să vă zic despre asta? Că și asta merge, e la manivelă, poți să faci o găleată de porumb de aia de 15 litri după socoteala mea în aproximativ 10 minute. Ceea ce într-o gospodărie mică la câteva găinușe și o capră, chiar 2-3 capre, poți să faci cu asta, nici nu-ți trebuie altceva. Pentru că ai de dat o oră pe săptămână și... sau poate o oră la două săptămâni. Însă cum avem noi și bivoliță, și un purcel, și 13 capre, și găini, și ce vă mai numeram mai devreme, asta îmi lua foarte, foarte mult timp dintr-o zi. Tocmai de-aia sunt foarte bucuros de noua mea achiziție, care de fapt e una foarte, foarte ieftină. E varianta de bază, pentru că am văzut și mai mari, un pic și mai scumpe și și mai robuste. Asta am cumpărat-o de-a și dintr-un sat vecin și... omul și-a inventat el și-a pus capacul ăsta, bidonul ăsta aici și-a pus așa. Dar o să mă ocup eu și o să o adaptez pentru că am văzut la cele mai mari că au aici o cupă de tablă de desubt și practic colectează mai bine porumbul. O să vedeți pe când îi dau drumul ce gălăgie face măgăoaia asta și mai ales cum împroașcă porumbul toate părțile. Un dezavantaj e că și prin partea din spate, pe aici, pe unde ar trebui să iasă cocianul, ies și boabe de porumb. Deci le cam amestecă și după ce le aruncă pe jos pe placa asta betonată, trebuie încă sortate încă o dată, dar viteza de desfăcare e mult, mult mai mare. Hai să-i dăm bătaie să vă arăt cât de bine merge, pentru că în ritmul ăsta ne eficientizăm mai bine viteza și putem să ne folosim timpul pe alte lucruri pe care avem nevoie în gospodărie. O să vedeți că în ăsta bag direct cu găleata, nu cu câte unul cum băgam în desfăcătorul celălalt și e foarte gălăgios. Nimic. Deci cantitatea asta de... eu am dopuri în urechi. Deci mie mi-e bine. Deci o găleată de porumb, cât ați văzut aici, mi-am luat vreo 4 minute și asta o gătată în 40 de secunde. E mult, mult mai rapid. Andreea abdeata era tare necăjită că fai tare mult timp îmi ia să desfac mălai și... eu consider că cu o cheltuială de 300 de lei, că 300 de lei au costat măgăoaia asta, am rezolvat o mare parte din problema. Spuneți-mi în comentarii voi ce părere aveți de desfăcătorul ăsta, batoza asta de porumb. Eu zic că merge treaba foarte bine și acum trebuie să mă țin de treabă că trebuie să termin de desfăcat, apoi mă pun la măcinat, apoi la granulat. Ce e acolo? Ajutorile. Trebuie spunem tu, că nu știu unde au dispărut. N-au fugit în casă, la tine. Să le dai țățucă. Te alăptezi. Nici ce vorbești urât. Nu vorbești cu râză. Pe tu ai te ținut în brațe 4-5 ani de zile până s-o învăța la mami, la mami. Și-am ce greu e să-i... mami, uite, că nu le dai de lucru. Și-am ce greu e să-i înveți cu lucru. Că din lucruri trăie ei toată viața lor. Că
No, și dacă coșteiul ăla improvizat era făcut din hașuri de schelă, de pe modelul 90-92, ăsta e un fel de scut ce l-am făcut eu în fața casei pentru utilaje, scule, și n-am reușit să adăpostesc aici decât cauciucuri și mizerii. După cum vedeți și în zona asta, nu se dezastru. Vede. Acolo nu se vede. Acolo nu se vede, dar vă spun eu, aici sunt fiere, lemne, au crescut și dovleci din grădină în coace, tot felul de lucruri care le-am depozitat temporar și o să facem ordine să le ducem la fier. Vechi, cei de dus, cei țevi le vom folosi, că am deja de vreo 3-4 ani ținem aici o stivă de țevi. Și am cam terminat cu împrejmuirile, sau cam terminat și țevile. Facem curat aici și o să vă arătăm ce frumos arată. Coșteiul ăsta, vă ziceam, e făcut tot din element de schelă de aia vechi. I-am prins eu în pământ, am turnat beton, i-am prins cum trebuie. Acoperișul ăsta e făcut de ceva vreme și apropo, înainte să bag mălaie, am văzut că autoforantele de la acoperișul ăsta trebuie schimbate pentru că la 4-5 ani garnitura aia de la cauciuc, de la toate acoperișurile de tablă, dacă n-ați știut, trebuie schimbate pentru că alea țin vreo 5 ani. Și dacă încep să se infiltreze apă, pe acolo se infiltrează. Deci producătorii de țiglă metalică de acoperișuri vă recomandă la 5 ani să schimbați toate șuruburile pe tablă, așa ca să știți că aveți de lucru. Aici în coșteiul ăsta au intrat 3 tone de porumb. Am făcut un podeț în partea de jos din scândură, pe care, pe deasupra, eu aș fi vrut pe dedesubt să pun plasă din asta. Plasa asta e cam de 1 cm, ochiurile și șoricei mai mici s-ar putea să poată intra, dar planul a fost să nu mai intre rozătoarele mari, care alea iau coceanul și se duc cu el. Și uite, încă aici mai am de să pun o fâșie de plasă, uite așa, și să o capsez, pentru că o lună de zile noi nu vom folosi porumbul ăsta, lăsăm să se usuce bine. Apropo, noi am pierdut un purcel anul trecut pentru că i-am dat porumb proaspăt recoltat de pe câmp, care porumb are o substanță toxică în el și trebuie să stea o lună de zile ca să fie sigur pentru a fi dat la animale. Acum o să ziceți ce fel de substanțe are porumbul ăla, nu știm. E o toxină care se adună în porumb și când el, chiar dacă e uscat, pare și uscat. Toxina aia afectează animale, în special porcii. Și așa că un purcel de 60 de kg l-a mâncat căței anul trecut. Din cauza asta. Cerealele mai stau o lună aici, chiar dacă ni s-o terminat cerealele noastre, o să mă duc și o să mai cumpăr vreo 200 de kg ca să am ce să dau la capri și la măriu ca în perioada următoare. Și după aia vom începe să scoatem, să desfăcăm și așa mai departe. Costul cu porumbul anul ăsta au fost 2000 de lei pe 3 tone și ceva. Pe cocean, pentru că vă dați seama că n-aveam cum să păstrez boabe, porumbul boabe în formatul ăsta. Și mie mi se pare cea mai bună și cea mai ușoară metodă de a depozita porumbul pe termen mai lung. Pentru că porumbul boabe se înfoacă, dacă ți stă prea mult în saci sau unde stă, trebuie hoală de beton, trebuie alte investiții, o cotarcă de felul ăsta simplu pusă la oaltă și porumbul poate sta mult și bine până la un an și ceva. Da. Ăsta e video cu porumbul, cu cerealele, cu proveziile care le facem noi pentru iarna care vine și dacă v-ați uitat la acest video până la final, vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ia uite-te, fiică ta. Sofia, hai iubită în coace! Că am uns 4 zile, mi-a zis mămica ta că ți-a dat să mături, să greblezi aici, să duci la găini, că porumbul ăsta n-are rost să rămână aici în drum, știi? Aici e aproape cam jumătate de găleată de porumb. Aduți o măturiță, o greblă din aia mică, de frunze și strânge tot porumbul ăsta. Să aruncă-l acolo la găini, că ori mai mâncat din el. Dar pe Victor l-a pus mami, a jucat. Lasă pe Victor, că Victor e plecat la Ruibi. E acela umblă până Timișoara, umblă până Brașov, umblă până toată țara acum. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Sperăm să ajungă la națională cu Ruibi, că dacă nu, după cine bate în capul cu el? Dar o vedea. O vedea noi ce-a fi. Că Ruibi îi place și vorbim despre asta altă dată. Hai să vedem pe Sofia cum se descurcă cu porumbul. Dar stai un pic, ai adus mătura din casă? Nu, a fost acolo afară. Nu, dragă, aia e mătura din casă. Te rog să mergi să o pui înapoi în casă. Uite, ai mătura de paie acolo lângă garaj, ți-a adus și o găletuță și te descurci până la final să strângi acolo.